Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, a trecut deja o săptămână de când am făcut a doua rețetă. Astăzi o să vă prezint a treia rețetă de uleiuri esențiale, la care se adaugă până acum încă două ingrediente de ulei. Și ia să le numărăm pe fiecare. Deci, prima dată vom adăuga cimbrișorul. Din cimbrișor punem 4 ml. După aceea vom lua lavandă. Din lavandă vom folosi 3 ml. Al treilea ingredient este ylang ylang. Acesta vom folosi tot 3 ml. După care vom folosi al patrulea ingredient, rozmarin. Pentru început o să adăugăm 300 de ml de apă, în care vom adăuga cele 4 uleiuri esențiale și le vom blenda timp de 5 minute. Iată, după ce am amestecat ingredientele, le-am blendat în 300 de ml de apă. Mai adăugăm încă 700 de ml de apă. Ceea ce am observat eu în această rețetă este că sumarul tuturor uleiurilor esențiale dă 11 ml, nu 10 ml. Așa că în loc de ylang ylang 3 ml, am adăugat doar 2 ml. Bun, acum o să adăugăm și celelalte cantitate de apă, cealaltă cantitate de apă, 700 de ml de apă. După care mai blendăm încă un minut, un minut jumate, ca să se facă bine. Față de rețetele trecute, m-am dus pe la farmacie și am căutat sirinci cele mai micuțe și am găsit sirinci de 2 ml care sunt foarte bune pentru a doza uleiurile esențiale. Iată, dacă aș fi vrut rezultate, chiar mă gândeam să arunc o privire la câteva colonii. Arată foarte bine. Ceea ce am observat eu ca o tendință de cules mai mare, dar acum nu pot să spun neapărat că din cauza uleiurilor, da? Cam asta am observat eu la mine. Bun, deci voi blenda și această cantitate de apă, după care le voi pune în borcană, iată, R3, deci rețeta a treia. Până data viitoare, numai bine, dacă doriți să folosiți, puteți folosi, nu se întâmplă nimic, dat așa la borcane, la peturi, prin picurare, cum considerați dumneavoastră. Acum, rezultatele le vom vedea ceva mai târziu, dar sper să fie bine. Până data viitoare, numai bine!